Și am început să număr oile. O oaie, două oi, Agripina, trei oi, e. Și când am ajuns la oaia 324, ba nu, 542, oile au început să sară sus de tot. Agripina, fii atentă! Serios! Deci, oile au început să sară foarte sus și s-au transformat în nori. Și apoi, înainte să apuc să număr norii, a început să plouă. Și ploua cu lână. Știu, nu? Mă scuzați, prieteni, trebuia să-i povestesc asistentei și prietenei mele visul meu de azi noapte. Eu sunt Andrei, ea este Agripina, iar voi vă aflați la Agri Kids Show, emisiunea la care în fiecare sâmbătă ne antrenăm abilitățile de viitori fermieri. Întâlnirea de astăzi va fi despre ceva pufos, călduros și încălcit. Un indiciu suplimentar. Hai să vedem cine ghicește că este vorba despre lână. Hei, de unde au știut? Până am descoperit lână. Ce pufoșenie! Am crezut că agricultura este doar despre a crește plante și animale pentru ca oamenii să se poată hrăni. Surpriză! Tot datorită agriculturii ne putem și îmbrăca. Însă cum hainele nu cresc direct în copaci și nici pe câmp, deși ar fi o idee bună și le-am putea culege atunci când ar ajunge de mărimea care ne-ar trebui nouă. Mă rog, nu cresc în copaci, este nevoie totuși de ceva mai multă muncă până când ele devin așa cum le vedem în magazin. Păsările și animalele nu au nevoie de haine ca să poată rezista vremii sau zgârieturilor. Ele au blană, lână, pene sau solzi care să le protejeze. Noi oamenii însă a trebuit să inventăm ceva și asta înainte să înghețăm de frig. Norocoaso! Lână a fost una dintre soluții. Ea provine de la oi sau ovine, dintre primele animale folosite pentru agricultura acum, mii de ani. E foarte important ca cine tunde o oaie să fie foarte grijuliu și să se priceapă la asta, pentru că oile, nu, vor și ele să aibă o experiență plăcută la confort. După ce e tăiată, lâna este aleasă, spălată și pieptănată sau scărmănată. Apoi, urmează vopsirea lânii și transformarea ei în fire. Dar astea nu mai sunt treburi de fermier. Bunicile voastre, în schimb, cred că ar fi foarte bucuroase să vă mai povestească despre tors și despre țesut. Lâna este un material extraordinar! Nu te poate ajuta la teme, însă ne ține de cald, nu se udă, nu se rupe ușor, nu reține transpirația și nu se șifonează, ceea ce înseamnă mai puțină treabă pentru fierul de călcat și mașina de spălat. Chiar dacă atunci când aud de lână, cei mai mulți se gândesc la pulovere care înțeapă, din ea se pot face o mulțime de lucruri. De la covoare și pături, până la cele mai fine costume și rochii și chiar și jucării. A, și cele mai călduroase șosete. Nu toate oile sunt crescute pentru lână. Însă, rasa de oi Merinos este vestită pentru asta în toată lumea. Să nu te aud. Lâna însă nu se obține doar de la oi. Din părul caprelor se obține cașmirul și mohairul. Iar din părul meu, Andrei firul, cel mai mătăsos dintre toate. Alte animale cunoscute pentru lână sunt iepurii, cămilele și o rudă de ale lor, alpaca. La noi în țară, creșterea oilor este o meserie foarte veche, din care s-au născut o mulțime de povești și de tradiții. Totuși, din ce în ce mai puțin tineri o aleg, pentru că e și o meserie grea. Lâna continuă însă să fie apreciată de cei care știu cât este de prețioasă și îi cunosc calitățile. La atelierul de astăzi, mi-am propus să transformăm ghemul de lână înapoi în oaie. Ce? Ar trebui să meargă, nu? O să fac o oaie albă, dar și una neagră. Iar pentru tine, Agripina, una roșcată, bineînțeles. Pe lângă lână, pe care o putem înlocui cu orice ghem de ață pe care le avem în casă, o să mai avem nevoie de farfece, carioci, lipici, niște hârtie mai groasă și sârmă pufoasă. Luăm un fir și îl înfășurăm în jurul palmei de multe, multe, multe ori până ne plictisim sau până se termină ața. Știți să faceți noduri? Dacă nu, ar fi un moment bun să învățați. O să vă arăt dacă reușesc să mă dezleg de aici. Cumva?
Mulțumesc, Agripina. Bun, de la capăt. Scoatem firele de pe deget cu grijă, fără să le amestecăm, iar cu capătul ce ne-a rămas, le legăm la mijloc. Cam așa. Iar acum o să iau foarfeca și o să transform această legătură într-un pampon. La mijloc. Atenție la degete. Și pe partea cealaltă. Am pamponul. Îți place? Super! Este timpul să decorăm pufășenia asta ca să poată fi primită în turmă. O să desenez pe un carton un cap de oiță. Îl decupăm și îl lipim pe pampon. Iar din sârma pufoasă vom face piciorușele oiței. Îndoim sârma la jumătate. O tăiem în două bucățele egale, facem câte o buclă pentru copitele oiței și piciorușele noastre vor fi gata. Strecurăm piciorușele prin pampon. Punem lipici aici și lipim capul oii. Hei, salut! Tu ești prima mea oaie. Ea este Agripina. Faceți cunoștință. Are cineva nevoie de o tunsoare? 1, 2, 3. Un fir de iarbă, un fir de lână, așa se fac hainele la stână. E o poveste veche cât munții înalți, în șosetele groase pe care iarna tu le încalți. Un fir de iarbă, un fir de lână, așa se fac hainele la stână. E o poveste veche cât munții înalți, în șosetele groase pe care iarna tu le încalți. Mulțumesc! Mulțumesc, Agripina! Mulțumesc, oițelor! Prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră despre lână! Suntem curioși cum vi se pare acest material, dacă ați fost vreodată la stână și dacă sunteți de părere că ciobanii ar trebui încurajați, așa că vă așteptăm pe pagina noastră unde găsiți toate episoadele de până acum și putem schimba păreri. Ne revedem sâmbătă viitoare la 10.30!